că este una din cele mai complexe teme care l-am văzut și care a trebuit să-l aduci pe eșef. Da, mă rog, s-aș văzut mai bine pe aia, fost la oraș. Open source. Așa. Ideea e că aveam nevoie de un CMS care să fie în spatele acestei teme. Inițial s-a făcut design-ul. Campaign avea foarte, foarte multe categorii pe care le-am redus la cele 6 de sus. După ce am făcut design-ul, am zis, hai să alegem un CMS. Aveam un CMS indoor. Și am zis, hai să vedem și ce mai găsim în altă parte. Și am luat WordPress, Express, Giant, și Drupal și nu mai știu, încă vreo două, cred că și Joomla. Care, mă rog, l-am lăsat repede. Ce era foarte, foarte important, și aici trebuie accentuat, acei 150 de redactori care veneau de pe print și care trebuiau să înțeleagă cum să scrie pentru online. Și era foarte, foarte important să le dăm o platformă ușor de utilizat. Deci pentru noi care știm să, nu știu, cred că mulți dintre noi am făcut HTML de la pur prin 2000-2001, de schimbam, puneam o știre, trebuia să schimb toate link-urile din toate paginile și iar cu PTP și tot așa. E banal orice CMS în care poți să scrii HTML sau what you see, what you get, dar pentru un redactor sau pentru un client care nu are nicio treabă decât cu Word-ul, e foarte, foarte important să poată să-și actualizeze singur și rapid site. Și asta ar trebui să fie punctul de sales numărul 1 pentru voi să vindeți către companii WordPress. Și să vindeți WordPress nu ca și platformă, ci ca și servicii custom WordPress. Deci, practic, să luați bani pe custom-ul pe care îl faceți. Cum zicea Pavel, totul care îți beneficiile între a cumpăra o temă și care e mult mai ieftin decât o temă custom făcută de un web designer, nu? Păi sunt două business-uri diferite. Ăsta cu teme e un business care vinde puțin la volum mare și care poate fi foarte profitabil, dar există și nevoia clienților de a avea custom și mă refer la campanii, mă refer la teme specifice, poftim concursuri și alte chestii care nu pot fi cumpărate, chiar dacă sunt unice, care de fapt nu sunt chiar unice, că tot revinți. Așa. Sunt soluții, au nevoie de soluții ca să, dom'le, vreau să se întâmple nu știu ce chestii într-un widget. Widget-ul ăla poate îl găsiți ca plugin sau poate nu. Și practic luați bani, cel puțin cam asta facem noi. Pe ce înseamnă dezvoltare custom și nu pe ideea că vă facem un site. Există agenții care fac chestia asta, fac un site pe WordPress, cer pe 5.000 de euro și fac bani. Nu o să mai țină atât de mult chestia asta. Pentru că WordPress-ul e gratis și nu e fair ca tu să descarci ceva, să instalezi în 5 minute, să-i ceră lui bani pe treaba asta. Dar este foarte fair să cer bani pe servicii custom. Bun, asta ar fi o temă dezvoltată într-o lună, de la zero. Deci, de la vreo săptămână a fost treaba cu design-ul, să ne hotărâm ce facem cu ea. Păcat că se vede mai nasol decât ea. Mă rog, eu nu susțin mie și asta. De nicio culoare. Da, cam așa și am văzut că s-a ajuns undeva la 10%, cel puțin pe site-urile noastre, ceea ce e ok. 10% probabil că e instantaneu cu nostru, dacă am ieșit. Deci, mai avem de așteptat. Bine, am înțeles că până în 2012, mai țin, mă rog. Hai să vă arăt acum o altă temă. Bun. Și asta se vedea mai bine pe
Firefox, că a dat agențiul, mă rog. N-am lăsat să codeze nimeni pentru Ieșas. Mă rog. Care e ideea? Au venit băieții de la Mai Mult Verde și au zis să avem o campanie cu colectarea selectivă. Vrem un site care să fie ușor de actualizat, că sunt foarte multe informații care vor veni după ce lansăm. Deci nu e statică prezentare. Ok, hai să facem pe WordPress. Inițial este cum că nu vrem blog. Dacă vreau blog, făceam pe Blogspot. Deci cam asta e percepția clientului. WordPress egal blog. Dacă voi vreți să faceți bani din treaba asta și presupun că nu cântați pentru orfani, cum zicea cu el. Da? Deci vreți să faceți bani din treaba asta, trebuie să vindeți WordPress-ul ca un CMS și nu ca un blog. Și trebuie să accentuați această chestie. Drept urmare, le-am arătat oamenilor alte teme pe care le-am făcut. Deci folosiți studii de caz întotdeauna. Dacă aveți o temă care o faceți pentru un client mai mare și care a avut un anumit impact, faceți un studiu de caz. Întotdeauna veți câștiga folosind studiul de caz. Clienții n-au timp să înțeleagă ce e WordPress, ce e Analytics, ce nu știu ce. Dacă ar putea să vadă un PowerPoint pe ce au dat ei bani, e super tare. Deci faceți studiul de caz. Așa, le-am spus ce e cu WordPress-ul, mai ales că prețul era undeva de 4 ori mai mic decât i-ar fi costat normal pentru un CMS custom. Am înțeles, după care tema a ieșit foarte ok, zic eu. Chiar a avut un impact, mă rog, strategia a fost făcută de Cristi Manacu, care putea să fie și o pagină cu un negru, că tot era foarte tare cu el în spate, dar în ideea că aici este foarte clar CMS și anume. Aici sunt practic shortcuts pentru fiecare categorie în parte. Unele sunt și externe, cum ar fi susține cauza pe Facebook, etc. Și asta practic este o pagină. Da? O pagină simplă cu 3 URL-uri. După care cam așa ar trebui să arată o pagină, dacă vreți. Ele sunt amândouă pagini, doar că au două template-uri. Și asta ar fi, ăsta ar fi template-ul de pagină. Deci este simplu. Bine, varianta inițială de design era un pic mai complexă și mai atractivă, dar în mediul corporatie e destul de greu să... Blogul iarăși este simplu. După care o să vă dau la resurse, unde avem mai multe pași. Deci nu trebuie să fie categorie și subcategorie. Poate să fie pagină și child page. E cam același lucru. Și e mult mai ușor de administrat o pagină decât să ai o categorie în care pui 3 posturi. Adică cum avem aici, informează-te despre colectare, puneai un post, îi luai, să spunem, cum se numește la Excel-ul, da, și afișai cum făceai link către post, al doilea post, link către al doilea post și tot așa. Nu, este o pagină cu link-uri, pur și simplu, către alte pagini, child al acestei pagini. Deci, puteți să vă jucați cu categorii, nu neapărat să funcționeze pe sistemul ăsta standard, categorie, subcategorie, trebuie să deveniți creativ. Eu cred că WordPress-ul e un cel mai creativ de medii de publishing. Cred că sunteți de acord cu mine. Foarte ușor de customizat.